Bună seara și bine ați venit cu drag la profesor Nicu Prelea de matematică la algebră, tema pentru acasă. Să dăm acolo ceva astăzi. Sunt... Nu cumpărăm nicio licență. Așa. Să zicem. Sisteme de axe ortogonale. Bun. Se dau punctele. Da. Punctul A mare. Cum să zic, mulțimea punct 34 sau cum să zic? De coordonate. De coordonate 34. 34. B mare de minus 34. Da. C mare minus 3 minus 4. Și D mare 3 și minus 4. A. Mic. Reprezentați punctele A, B, C și D într-un sistem de axe ortogonale. Așa. Și la B mic, precizați natura patroaterului ABCD. Și mai este și ce? Le luăm pe rând, da? Da. Mai întâi am să vă vorbesc ceva despre sistemul ăsta ortogonal. De axe ortogonal. Nu s-a... tot din nevoi practice acolo și chestia asta. Și am să vă spun așa. Vedeți, pe o dreaptă, din clipa în care am început să construim mulțimea tuturor numerelor reale, adică am construit ce? Mai întâi mulțimea numerelor naturale, până în clasa a patra. Apoi s-a lucrat la Q, o venit cu frațiile. Și pe urmă Z-ul, că e pe dos făcută toată treaba asta. În loc să o facem în ordinea care trebuie, facem aiurea mai. Dar hai să mergem noi în legea asta pe care o știm mai clară. Adică mai întâi a fost mulțimea numerelor naturale. Și ea e deja formată din toate numele 0, 1, 2 și mai departe. Ca reprezentare, pentru ca ochiul să vină în ajutorul a ceea ce înseamnă introducerea cifrelor la clasa 0, la clasa 1, se caută un corespondent, și anume, lui 0 îi se pune o mulțime care nu are niciun element. Lui 1 îi se pune un cerculeț. Să zicem, un creion, un pix. Asta înseamnă prin 1, prin simbolul 1. Prin 2 și mai departe. O altă variantă ar fi să luăm un segment de o anumită măsură și lui 1 începem așa, lui 0 îi punem un punct undeva pe dreaptă. Oriunde ar fi. Fixăm acolo și spunem că ăsta este 0. Pentru a reprezenta pe cifra 1, stabilim ca în partea asta să punem numele pozitive. Deci în dreapta. Numele pozitive. Și atunci segmentul ăsta unitate, odată luat, venim și îl așezăm. Și aici vine 1. Da? Pentru fixarea lui 1 am luat unitatea de măsură, un alt segment, și am zis, asta este 1. Ca punct, ca poziția punctului pe dreapta. Pentru 2, înseamnă că iau de două ori segmentul ăsta. Cum pentru cifra 2, reprezentantul era cine? Două pisici, două creioane, două bănci. Asta însemna 2. Acum două segmente pentru 2, da? 2. Pentru 3, iată. Și așa mai departe continuăm. 4. Deci, e, ușor, ușor, venim în sprijinul a ceea ce înseamnă corespondentul cifrelor respective. 0, 1, 2, 3, 4 înseamnă puncte situate față de 0 la distanța de 1, 1 la distanța de 1, 2 la distanța de 2, 3 la distanța de 3 și mai departe. Mai târziu, și din păcate de ce mai târziu, venim și spunem, dar partea asta a rămas neocupată. Toată partea asta. Și aici punem numerele negative. Da? Lărgim discuția și punem aici, iată, minus 1, minus 2, tot așa segmentul acela, de aceeași unitate, dar în partea stângă, minus 3 și mai departe. Și atunci mulțimea numerelor naturale este extinsă la mulțimea numerelor întregi și e formată și din cele negative și astealte, 0, 1, 2 și 4. Minus, deci, minus puncte, puncte, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 și mai departe. Iată că de aici încolo
E chiar mulțimea numerelor naturale. Deci, mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi. O vedem în interior. De aceea vom putea spune că, în momentul de față, mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Da? Este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Dar, urmărind mai atent, are între 0 și 1, este un interval mare. Și atunci putem să zicem 1 pe 2, 1 pe 3, 2 pe 5 și așa mai departe. Toate fracțiile posibile. Și încercăm aici să acoperim golul acesta de la 0 până la 1 cât mai bine. Cât mai bine. Și îl acoperim cu fracții. Deci, A apare mulțimea numerelor, Q, mulțimea numerelor raționale, care e formată din toate fracțiile posibile, de tipul M pe N, cu precizarea că M și N sunt numere din Z, deci M și N sunt numere întregi, și la care adaug că N diferit de 0. Da? Atenție multă, Adi. Deci când am zis fracție, și Miruna, când am zis fracție, imediat trebuie să spun că numitorul trebuie să fie diferit de 0. Deci când am deschis gura și am spus fracție, am în vedere numitorul diferit de 0. Dacă numitorul e 0, nu se poate. Nu există fracția. Deci condiția pentru ca să existe o fracție, trebuie să fie numitorul diferit de 0. Așa că începem să ocupăm cât mai bine punctele acestea din spațiile dintre 0 și 1, între 1 și 2 și mai departe, da? Și între minus 1 și minus, și între 0 și minus 1, minus 1, cât mai bine cu putință. Și totuși rămân goluri finuțe. Închipuiți-vă o sită cât ar fi ea de deasă, ochiul nu mai percepe și totuși sunt goluri pe acolo. Între două fracții, cele mai vecine cu putință, există un gol pe care nu mai poate acoperi fracțiile. Deci dacă eu numărul decimal, fracția decimală, zicem 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 5, 2 și următoarea 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 5, 3. Vezi cât de mare e distanța, dar pot să mă duc foarte, foarte, foarte mult și doar aici să fac distanța la cifra asta din poziția ultimă acolo. Și între aceste două este un spațiu suficient de mare încât e un gol pe care trebuie să-l acoperim cu altceva. Deci numerele acestea, fracțiile decimale, care au foarte multe cifre, față de vecinul său, care diferă doar cu cifra de pe ultima poziție unde m-am hotărât eu să mă opresc. Deci, uite-mă că mă cer. Nu m-am cablat. Și îmi spun oamenii că nu se aude nimic. Eu m-am apucat de lecții. Colegii voștri sunt ăștia. Da. Nici la prima oară. Nici la prima oară. Am mers numai pe lecție, am înregistrat-o. Bine că am înregistrat-o. Dar acum sunt solicitări pentru lecții. Asta îmi spun. Nu-i sonor. Le mulțumesc pentru că sunt atenți și insist. Așadar, dragilor, reiau pentru voi cei care ați deschis calculatorul și urmăriți pe Prof Online TV. Încerc acum să vorbesc despre mulțimea numerelor naturale, întregi, fracționare și la numele fracționare, zecimale, fracții zecimale, care se reprezintă așa cum vezi aici, cu partea zecimală, cât se poate de lungă, cu foarte multe cifre, între ăsta și ăsta, care e mai mare? Cum îl vezi scris? Al doilea e mai mare, că cifra asta de aici indică că e mai mare, da? Și dacă îi deduc egal și undeva, departe, fac o departajare, cifra aceea creează un spațiu, un gol. Ați înțeles, da? Creează un gol. Acel gol
oricât ar fi de departe dus, tot un gol rămâne care nu mai poate fi acoperit decât cu un număr irațional. Cu un radical. Radical din 2 punoare, cât este radical din 2? Deci radical din 2 este egal cu 1,41 și foarte multe zecimale, dar atât de multe zecimale, încât trebuie să vă spun că nu se repetă nimic, nu-i periodic, nu? Dacă ar fi periodic simplu sau mixt, ar fi în stare să fie fracție. Că orice număr periodic simplu, mix, îl așezăm sub formă de fracții, da? Ei, ăsta nu are, nu se repetă niciodată. V-am spuneam și insist, dacă am lăsat să extrag radical din 2, cine să extragă? Copiii voștri, nepoții. Până la sfârșitul lumii. Dacă, când va fi sfârșitul lumii, dacă s-ar extrage radical din 2, nu s-ar termina. Nu se repetă niciodată un grup de cifre. Acest lucru, radical din 2 își face loc între două fracții. Deci radical din 2 își face loc între umple un gol de ăla de v-am povestit între două fracții cele mai vecine. Notați-o, chestia asta e spectaculoasă. Spuneți așa, între două fracții cele mai vecine cu putință, scrieți în cuvinte chestia asta, între două fracții cele mai vecine cu putință, între două fracții cele mai vecine cu putință, în paranteză, ce am vrut să spun prin asta? Că cele mai vecine cu putință. Între două fracții zecimale, cele mai vecine cu putință, adică există o zecimală de pe ordinul n care face departajarea. Când am zis că este cele mai vecine cu putință, există o zecimală de pe hăt departe acolo, care face deosebirea. Deci între două fracții zecimale, cele mai vecine cu putință, există un gol, un spațiu liber, da? Există un spațiu liber, care va fi umplut de un număr irațional. Exemplu, radical din 2, radical din 3, da? Radical din 5, radical... Foarte multe sunt. Foarte multe. O infinitate sunt și decese. Deci o infinitate de numere raționale, o infinitate de numere iraționale. Și acum, dacă ați înțeles acest lucru, aș vrea să reprezentăm pe radical din 2. Știți cum se reprezintă radical din 2, cel mai important sau cel mai ușor? Hai să vedem un pătrat. Un pătrat cu latura 1. Un pătrat cu latura 1. Ce diagonală are? Cât e diagonala? Dacă pătratul are 1, 1, cât e de mare diagonala? 2. 2. Nu. Păi, va fi a la 2 egal cu 2. Radical din 2. Asta e. Diagonala e radical din 2. Că e radical din 1 pătrat plus 1 pătrat, deci face radical din 2. Deci radical din 2 este diagonala unui pătrat de lungime, de latură 1. Și atunci, haide să desenăm aici un pătrat. Ca să-l reprezentăm pe... Deci ăsta e 1. Desenăm pătratul aici. Ducem diagonala. Luăm un compas. Și tragem un arc de cerc. Și aici... Și aici a făcut loc. Cine și-a făcut loc? Radical din 2. Radical din 2 care este poziționat între două fracții cele mai vecine cu putință. Da? Radical din 2 așa își face. Se face. Își face prezența acolo, nu? Așa îl reprezentăm. Facem pătratul, luăm un compas, trasăm arcul cu diagonala, acolo este radical din 2.
altfel spus, mulțimea numerelor, toată mulțimea numerelor iraționale, da? Deci notăm cu I, mulțimea numerelor iraționale. I egal cu mulțimea numerelor iraționale. Și exemple de numere iraționale care ar fi? Puteți să dați un exemplu de număr irațional? 0, numerele iraționale sunt... Concret, acum vreau să mă dai. Acum, l-am discutat acum. Care e un exemplu de număr irațional? Radical din 2. Altul. Radical din 6 sau 7, 6, 3 și mai departe. Deci numele iraționale sunt acele care nu se extrag de sub radical, dar sunt și radicale de alt indice. Radical indice 17 din 3. Deci e cumplit. De aceea spun că am o infinitate de numere iraționale. Și acum e momentul foarte tare. Q împreună cu I, Q împreună cu I, umplu foarte bine dreapta. Q împreună cu I, umplu foarte bine dreapta și mulțimea care rezultă este mulțimea numerelor reale. Q împreună cu I, fac mulțimea asta cea mai amplă, mulțimea numerelor reale, da? Mulțimea numerelor reale. Da, mulțimea numărul reale. Deci, N-ul, pe N-ul vedem în Z. Z-ul este în Q. Z-ul este în Q. Pentru că eu pot gândi la un moment dat fracția cu numitorul 1. Și fracția cu numitorul 1, cu M din Z, e clar că generează toată mulțimea numărul întregi. Așadar, N e inclus în Z, Z e inclus în Q, iar Q, dacă împreună cu I fac pe el, Q e inclus în el. Da? Q e inclus în el. Iată, acest lucru trebuie să-l aveți în minte definitiv. Definitiv. Pentru toată viața să înțelegeți că în clasa a șaptea ați pus mâna pe o serie de numere, așa zise numere iraționale, care au infinitate de zecimale, niciodată un grup de cifre nu se repetă, nimic. Deci ceva numai cu mintea, dacă ne imaginăm ce fel de număr este acela, și ele se reprezintă pe axa reală și toate golurile care nu puteau, n-au putut fi umplute de mulțimea numerelor raționale, sunt acum umplute de mulțimea numerelor raționale. Și împreună s-a compactificat dreapta, s-a umplut dreapta. Nimic nu mai este gol. Niciun gol. Mulțimea numărul reale, așa, o vedem. Dar a apărut o situație, tot un practic, un fenomen concret. Când avem de rezolvat ecuația următoare, deci dacă avem de rezolvat ecuația, o să vă spun pe următoare. X pătrat minus 1 egal cu 0. Cum rezolvăm ecuația asta? X pătrat minus 1 egal cu 1. Așa. Deci echivalent cu a spune că X la a doua egal cu 1. X 1, 2. X 1, 2 sunt două valori egal cu plus minus 1. Deci și plus 1 și minus 1. Și știți-vă așa, x1, 2 egal cu plus minus 1, că așa o să lucrați pe viitor. Sigur și că foarte da. Important. X1, 2 sunt 1, 2 valori, cele două, sunt două valori posibilități, deci plus minus 1. Dar dacă vă pun să rezolvați ecuația următoare, x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Păi, x pătrat minus 2 ori încercăm să facem bilon? Da. Merg și pe mâna voastră. Deci, din X pătrat,
minus 2 ori x ori 5 pe 2, nu, Miruna? Da. 2 ori x ori 5 pe 2. A apărut partea a doua, continuă tu. Plus 15 de la pătrat. Plus 5 pe 2 la pătrat. Minus 5 pe 2 la pătrat, că am pus noi. Da? Și plus 6, da? Plus 6 e la plus 0. Da. Și atunci apare. Aici totul se strânge frumos ca un binom și apare x. X minus 5 pe 2. 5 pe 2 tot la pătrat. Da. Plus? Plus 5 cu 4. Pe 6 trebuie la puțin ca 4, 24, minus 25, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4, egal cu 0. Prima, x minus 5 pe 2, totul e egal cu 1 pe 4. Deci, înseamnă că 1 pe 4 lucim în partea cealaltă, deci înseamnă de aici că x minus 5 pe 2, totul la pătrat, egal cu 1 pe 4, e zis bine Miruna. Și deci, 1 la 2, nu? Adică x minus 5 pe 2, 1, 2, câți două variante, egal cu cine? Cu plus minus 1 pe 2. Adică 1, 2 ăsta se duce la x, practic. Și apare x, 1, 2, egal cu 5 pe 2, Egal cu 5 pe 2, 5 pe 2, plus minus 1 pe 2, că de-aia 1, 2, adică le-am luat amândouă. Plus minus 1 pe 2. Și face în final... 6 pe 2 odată, deci odată o să am x1 egal cu 6 pe 2 și egal cu 3 și cealaltă variantă x2 egal cu? Și x2 egal cu 5. 4 pe 2, 2. Iar nu ne-a auzit, da? E roșu acolo. A, săraci. S-a dus bateria asta. E 4 pe 2, 2. Așa, și acum să schimb și asta. Unde e? Așteptați un pic ca să intru în lecție, că e important, Miruna. Să se zice de-a treaba abțisul și ordonatul. Da, să zic și de-a treaba. Ce abțisul? Abțisul și ordonatul. Păi, dar cum vrei să faci? Abțisul. Abțiselor. Abțisul. Și ordonatelor, cum? N-ai făcut tu degeaba crucea aia acolo pe caiet. Acum nu se mai aude că am schimbat o spate, ca să fiu sigur că nu mă lasă. Așa. Dacă se aude, să dați și să apăsați și butonul de like. Așa. Sper să aude acum. X2 egal cu cine? Cu 4 pe 2, nu așa vine? Da, și 2. Și egal cu 2. Deci cele două valori sunt 2 și 3. Da, da, toate merg foarte bine, până când avem șansa aici, cum a fost în cazul ăsta, Miruna, minus 1 pe 4. Dar dacă e plus, ce ne facem? Adică dacă o să avem ecuația următoare de rezolvat. Aici e momentul foarte tare al problemei. X pătrat plus 1 egal cu 0. Cine la pătrat plus 1 să facă 0? Dar nici una. X pătrat egal cu 1 și minus 1. Deci așa ce fac? Nu se poate. Nu se poate mulțimea numărul reale. Deci ca număr de aici, ca un număr de aici real, nu se poate. Nu se poate. Și atunci, în situația asta, pentru a găsi și acestuia un răspuns, a trebuit să gândim altceva, concret. E vorba de un număr pe care nu mai putem reprezenta pe aici.
Și s-a adoptat prin convenție că după 1 în partea dreaptă, da? Se scrie așa, echivalent x pătrat egal cu minus 1, da. Și minus 1 ăsta, minus 1 ăsta, minus 1 ăsta este egal cu y pătrat. Așa se zice, y pătrat. Deci, prin convenție, minus 1 egal cu y pătrat. Și apare că x pătrat egal cu... Cu y pătrat? Cu y pătrat, de unde rezultă că x1, 2 egal cu plus minus i. Deci sunt două valori, plus minus i. Dar ce cu i-ul ăsta unde se reprezintă? Nu mai pot pune pe aici, nu se poate pune problema, da? Dar ei intersectează Q, formează... Nu-i cu i mulțimea numărilor iraționale. O nouă mulțime apare, așa este mulțimea numărilor imaginare. Da, mulțimea numărilor imaginare. Și nu le mai putem pune pe aceeași dreaptă. Pe dreapta asta. Și am gândit o altă dreaptă perpendiculară pe asta. Da? O altă dreaptă perpendiculară pe asta. Și a luat naștere, în felul ăsta, sistemul... un sistem de axe ortogonal, că una e perpendiculară pe cealaltă. Locul unde s-au întâlnit, îl notăm cu 0. În partea asta o să punem, cum știam înainte, numerele reale pozitive. În partea asta altă punem numerele negative. Și tot așa, în partea de sus le punem, deci aici pozitive și negative, în partea asta o să punem numerele pozitive de la I, de la imaginare, da? De la axa imaginare. Și partea asta altă o să punem numerele negative. Cum avem acum plus i și minus i. Adică 1i. 1i. Și adică e vorba tot aceeași unitate de măsură o luăm, dar acum luăm o parte asta. Și iată că i aici se reprezintă. Da? Și minus i unde reprezintă? Acolo jos. Partea asta. Deci apare în acest moment spectaculos când din nevoie practică trebuie să dau răspuns. Și îl dau în felul următor. Dacă vom avea de rezolvat ecuația x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. X pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Delta aici este cât? Delta egal cu... Formula, cine știe? B pătrat minus A minus 4C. Și egal cu B pătrat, care este 1 la pătrat minus 4 ori 1 ori 1 și face minus 3. Da? Minus 3. Și atunci zice x1, 2. Formula. Minus b. Da, minus b plus minus radical din delta. Supra 2a. La delta e nimic. Tocmai. Și minus b plus sau minus radical din minus 3 supra 2. Și egal cu minus B. B-ul cât este? Minus 1, nu? Da. Face minus 1. Nu mai să scrieți 1, domnul profesor, așa acolo unde minus 1, da. Minus 1 plus sau minus radical din minus 1 ori 3. Supra 2. Totul pe 2. Și egal mai departe cu minus 1 plus sau minus radical din i pătrat, că prin minus 1 îl văd ca i pătrat, ori 3, totul supra 2. Și egal cu minus 1, plus sau minus, i-ul iese în față, da, 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 i radical din 3, supra 2. Și apar niște numere de forma. x1 egal cu minus 1, plus i radical din 3, supra 2. Pot spune de supra 2 aici și supra 2 dincolo, că e tot aceeași lucru, nu? Da. Și al doilea număr, x2, egal tot cu minus 1 pe 2, minus i, ori radical din 3 pe 2. Aceste numere sunt de o curiozitate maximă. Prima dată când le întâlnim, sunt numere care se reprezintă prin perechi, printr-o pereche. Adică,
numărul ăsta este distinct, este bine cunoscut, dacă știu și partea asta și partea asta. Asta se cheamă parte reală, iar asta care este pe lângă ei se cheamă parte imaginară. Deci, vedeți că în componența unui astfel de numere intră intră o pereche. Și numere reale și numere imaginare. Deci și partea asta reală, reală și partea asta reală, dar așa de doi este pe lângă I-ul ăsta, care ne indică că pe partea suntem pe axa Y-lor. Da? Ei, asta o să ne putem axa I-șilor sau abscisele, cum se numește? Și asta o să ne numim axa Y-lor. Sau ordonatelor. Da? Sau ordonatelor, cum se mai numește. Dragilor, am intrat în clipa asta într-o mulțime mai mare decât mulțimea numărilor reale, care conține pe asta, că dacă e vorba de partea imaginară că e 0, numai partea reală rămâne. Adică axa asta. Corect. Acum, mulțimea asta mult mai mare, o să numim mulțimea numărilor complexe. Deci, mulțimea mai mare, C. Uitați, sus, acolo a scris. Așa. Aici, inclus în C, da? Mulțimea numărilor complexe. Și notată cu C asta, C mare egal cu deci C mare egal cu mulțimea egal cu mulțimea de forma A plus IB A plus IB cu proprietatea că A și B sunt numere reale. Deci toate perechile A și B da, nu, acolo să nu știți, nu mai există un pic. Nu mai zice de sub. Dragii mei, Adi și cu Miruna, suntem în momentul important prin care înțelegem ce rost are perechea 34. Cea de pe locul 1 se reprezintă pe axa X-lor și cea de pe locul 2, componenta de pe axa Y-lor. Și acum, la ieșiți mă întorc la voi acum, când zic Adi 34, înseamnă că în sistemul de axe, luați și voi sistemul de axe. Da? Cele două axe, ca să înțelegi de ce. Exact. Da? Cele două axe, 0, 3 și 4, adică 1, 2, 3 și 4, 1, 2, aceeași unitate de măsură, 2, 3, 4, duc paralele. Și, atenție, când zic 3, toate, 4, toate punctele de pe dreapta asta sunt la distanță de 4. Corect. Da? Și atunci, eu duc o paralelă pe aici, apoi duc o paralelă prin partea cealaltă la 3, și toate punctele de pe dreapta asta au distanța asta de cât? De 3. X-ul, prin componenta asta, este tot timpul 3. Și la intersecție voi găsi punctul care este și pe prima și pe a doua. Deci este A de coordonate 3 și 4. Asta înseamnă. Eu puteam spune, faci tu și paralele pe acolo, faci nu știu ce. Dar am insistat să vedeți de unde a apărut, cum a fost nevoie de așa ceva. De acolo, de la rezolvarea ecuației acelea și când să băi, ce facem cu asta? Și atunci o altă dreaptă. Și de ce perechile acestea? Deci perechile înseamnă puncte în plan. Deci când zic A de 2, înseamnă un punct pe dreaptă, care are o singură componentă. 2. Când zic A de coordonate 2 și 3, are 2-ul pe axa asta Y-lor. Și 3-ul pe axa cealaltă, imaginar, da? A Y-lor. Mergem mai departe. Ce înseamnă de minus 3 și 4? B de minus 3 și 4, Miruna. Adică pe axa... Miruna. Adică de la... Ducem din partea cealaltă. Din partea... Deci X-ul luăm minus 3. X-ul, da. Da? Pe axa X-ilor, vorbești așa. Așa zicem, da? Pe axa asta a X-ilor. Luăm în stânga câte? 1, 2... 3, așa e, nu? Minus 3 și adică cât? Și 4. Și 4? Pe care axă, adică? Pe axa Y-lor. Pe asta, da? Da. Și am dus de la 4. Uh-huh.
E de așa dus la 4, da? Da. E paralel dus. Și acum numai pe la minus 3, duc în sus, duc așa să paralelă. Sunt și la intersecție găsesc punctul B de coordonate minus 3. Minus 3 și 4. Și 4. Minus 3? Nu, minus 3. Minus 3 și 4. Adică simultan? Da. Că acolo s-au găsit punctele, da? Minus 3, nu zic minus 3 sau 4. Minus 3 și 4. Ce de minus 3 și minus 4? Te rog pe tine, Adi, să mă duci. Pe axa x-ilor minus 3 și pe axa este luat deja. X-ilor, da. Pe axa y-ilor în jos, minus 4. Deci luăm minus 4, da? Una, da. Două, trei și 4. Și se întâlnesc într-un punct și acolo punctul C. Da? Paralel și se întâlnesc aici în punctul ce voi duceți acolo, folosiți caietul, liniatura de acolo, da. Tot la pătrățele, lucrați perfect. C de minus 3 și minus 4. Și mai departe, de 3 și 4. X-ul e 3 și y-ul e 4. Punctul D. 3 pe axa x-ilor și 4 minus 4, minus 4 aici. Este și el dus, da. Duce paralel și întâlnim aici punctul D de coordonate minus 3. 3 și minus 4. Bun. Am reprezentat, am răspuns la punctele punctul A, B, C și D. Am reprezentat punctele în plan. Mai departe. Punctul B. Precizați natura patrulaterului ABCD. Dreptunghi. Da. Dreptunghi. Este un dreptunghi. E pătrat oare? Nu. Nu. Care așa câte unități? 3 cu 3, 6. Da, și așa are 8. 6 și 8. Deci dreptunghi. Deci în paralelismul este văzut, da? Da. Este un dreptunghi. Și la ce? Calculați aria și perimetrul patrulaterului ABCD. Păi are egal cu 8 ori 6. 8 ori 6? 6 ori 8? Da. Și perimetrul 2 ori 8. Deci aria egal cu 6 ori 8. Și egal cu 48 cm pătrat, să zic, ce vreau, cm am lucrat. Perimetru. 2 euro. Perimetru egal 2 cu 2. 2 pe lângă 6 plus 8. 8. 2 pe lângă 6 da. Plus 8, nu? Uh-huh. 2 de 6, 2 de 8. 28. Da. Da. Deci, atenție multă ca să nu greșim. Eu nu vreau să vă despart foarte repede problema. Că dacă înțelegeți bine ceea ce v-am spus acum, voi va fi foarte ușor mai departe. În clasa 8-a, în clasa 9-a, lucrurile se meargă foarte bine, dar ați înțeles că nu ne-am putut descurca cu mulțimea numărilor reale, tocmai ce am construit-o și am vorbit că s-a umplut bine dreapta și ea că nu-i suficient. Atunci a apărut o altă dreaptă, perpendiculară și împreună cele două descriu niște mulțime, niște, o mulțime de numere. Perechile este A și B, A-ul pe axa X-ilor, B-ul pe axa Y-ilor, perechile astea indică puncte în plan. Și în felul ăsta au umplut toate punctele din plan. Sau acoperă toate punctele din plan. Cu mulțimea asta. Deci imaginea perechilor acestora înseamnă planul. Da? Planul tot. Și iată mulțimea numelor complexe. Și iată mulțimea numelor complexe pe care o să o învățați printre a 9-a sau a 10-a, nu știu când se face. Dar eu am ținut să vă spun de acum că este extinderea sau nevoia practică ne-a condus spre construcția asta a mulțimii numerelor complexe. Problema numărul 5 e la fel, în același... Este aceeași așa, sau o puteți face? Dacă da, nu... exact. Da. Punctele dacă A, e ceva B... nou, vreau să... Nu. Atât. Și s-a terminat tema. Ei, s-a terminat tema, hai să gândim și ceva. Facem și un registru mai interesant, așa. Asta cu reprezentarea, că acum a fost prima parte care mi-am propus eu să o fac. Foarte da. Clar, ca să nu mai aveți niciun dubiu vreodată. Și cum mulți, care este ordinea de incluziune, cea mai mică mulțime de numere naturale și cea mai mare, cu mulțimea numerelor complexe, ele se includ ușor, ușor. Nu? Ați văzut cum am extins, în aproape, în aproape. Și să vedem un... Băi, da, până una alta, ia să fac eu, căut eu n-am în mintele pe domnegești. Să se calculeze expresia e de x egal cu 3 supra x pătrat minus 2x plus 1 minus 1 supra 1 minus x pătrat plus
3, 4, hai să zic, supra x pătrat plus 2x plus 1. Egal. Să se calculeze expresia asta. Prima este x minus 1 la a doua, deci ar fi egal cu 3 supra 3 supra x minus 1 la a doua. La a doua sau cu 1 plus x. Nu, lasă-mă, mergem mai departe. Minus la cealaltă, mai faci ceva aici? Nu. Adi, nu faci nimic, nu? Lăsăm așa. 1 supra 1 minus x pătrat plus Miruna 4 supra x plus 2 tot la pătrat. X plus 2? X plus 1. 1, așa. X plus 1 totul la pătrat. Miruna, totuși la mijloc aici n-ai încercat să-l intervii un pic? Păi am zis, da. Cât? Cum? Simplificăm cu 1. Nu, nu, lasă-mă cu amplificarea. Așa. Îți place să o vezi 1 minus x pătrat? Nu, trebuie x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 ți-ar place. De ce? Ai x plus 1 aici, ai x minus 1. 1 minus x pe lângă 1 plus x. 1 minus x pe lângă 1 plus x. De acord. O amplificăm pe... O secundă, o secundă. Ea vede că a la a doua minus b la a doua este aici. Dar eu insist ca să așez... Parcă ar place ochiului, dacă vreți, îți place mai mult chestia asta, să fie x minus 1 pe lângă x plus 1. Adică să schimbăm ordinea de aici. Cum o schimbăm? Minus pe lângă x... Și minusul îl ducem sus și transferăm pe ăsta în plus. Deci e de x se va fi egal cu... E de x va fi egal cu 3 supra x minus 1 la pătrat... Plus 1 supra x minus 1 pe lângă x plus 1 și scriu cum ai spuneai tu, Miruna. Și plus 4 supra x plus 1 la pătrat. Egal cu. E... Acum ai 3 supra x minus 1 la pătrat plus 1 supra x la pătrat. Numitorul? Numitorul comun. Asta minte. La fracții, ca să poți arma, trebuie să știm numitorul dacă comun. Dacă amplificăm cu x plus 1. Simplu? X plus 1 pe lângă x minus 1. Pe prima, da? Mm-hmm. Păi ai de x minus 1, mamă. Încă la pătratul ai. Păi și la pătratul ai. Amplificăm cu x plus 1. Simplu? Simplu? Te întreabă sau la pătratul, profesor? Ca da. Să poți să răspunde, trebuie să vedem numitorul comun. Cine este numitorul comun? Care e numitorul comun? Cel mai mic multiplu comun. Iată-te, ce trebuie? X plus 2 la 2. X minus 1 la a doua, că dintre cei luăm cel cu exponentul cel mai mare, da? Corect. X minus 1 la a doua, pe lângă x plus 1, totul la a doua. Și acum, Adi, cu cât amplificăm pe prima? Cu x plus 1, totul la pătrat. Asta e, da? Așa e, da? X plus 1, totul la pătrat. Din coace, cu cât amplificăm? Nu înseamnă ca altcineva. Nicolo, cât am zis că? Alo? Aici cu cât am zis că? Cu x minus 1 pe lângă x plus 1. Așa. X minus 1 pe lângă x plus 1. Da? Și în partea asta altă? X minus 1 pe lângă vorbit mai. Da. Haideți, vorba. X minus 1 la pătrat. Da? Deci x minus pe x plus 1 la pătrat la rând. Deci x minus 1 totul la pătrat. Ei, în clipa asta, mă apuc de lucru, da? Nu vreau să spună. O să vadă dacă lucrez la ceva eu. Și 3 pe lângă... Deci numitorul comun îl pun x minus 1 la pătrat pe lângă x plus 1 la pătrat, Adi? Și acum zic. Alo. Băi, salut, vezi, mă vezi că-ți da lecție, mă. Băi, da, dacă eu sunt la clasa, vezi că las clasa a 7 să mă ocup de voi. Nu am cum acum, Florin. Da? Deci, așteaptă să termin lecția. Bine, bine. Deci, la punctul 5 nu știți faci, da? Așa este terminat. Deci, ascultă-mă, nu pot să mai insist acum. Sunt lecția clasa a 7. Bine.
Așa, da. 3 pe lângă x plus 1 la pătrat plus x pătrat minus 1, nu așa vine acolo, da, x plus 1 pe lângă, plus x minus 4 pe lângă. 4 pe lângă x minus 1 totul la 2. Și dacă ați face calculul și se vede puncte, puncte și terminați voi. Dar dacă am să vă dau expresia următoare, e de x egal cu 1 supra x pătrat minus 4x plus 4 plus 3 supra x pătrat minus 5x plus 6 plus 1 supra x pătrat minus 6x plus 9. Egal cu. Cum procedez aici? Păi 1 supra x minus 2 totul la pătrat. Vedem aici că e binomul la pătrat. Deci 1 supra egal cu. Iată cât de important să știi să restrângi. Da? Deci face 1 supra x minus 2 totul la pătrat. Plus 3 supra. 3 supra. Pe 6 să scrie ca fiind 5 plus 1. Da. Da. Ca să fie bine. Este 5 plus 1 și ce s-ar, la ce s-ar ajuta? 5 plus 1. Sau pe 6 să scrie ca fiind 25 minus 19. 25 minus 19, că avem nevoie de... Păi este de 25 ăla, ai nevoie de 25. Da. Dar nu ai de două ori prima parte multiplicat cu a doua. Sau ca 5 plus 1. Nu, dar vrea să-l dea pe x... Să facă factor comun, altă idee, nu? Mm-hmm. Hai să mergi pe chestia asta, că ai abandonat-o foarte repede. Deci ai abandonat, ai zis 6 să fie 5 plus 1, după care la revedere. Încercăm să ne ducem pe ea, să vedem cine este. Deci x pătrat minus 5x plus 6, mirunac, faci fi x pătrat minus 5x, lăsăm așa, da? Plus 5. Plus 5 plus 1. Și avem... Să scoți pe 5 aici în factor comun, nu? Da, nu. Și îți rămâne x pătrat plus 1 și e blocat. Da. Da. Atunci minus 5x îl transformăm ca minus 6x plus x. Minus 6x plus x. Merg pe mâna ta. Deci pe x pătrat, revenim, în loc de minus 5x, zici minus 6x plus x și plus 6, așa, da? Mm-hmm. 6, ai umblat la minus 5x, ca fi minus 6x plus x. Cu ce gând? X pe lângă x plus 1. Deci egal mai departe cu, ai de gând să faci... x pătrat plus x fac o echipă, nu? Da. X pătrat plus x fac o echipă. Și avem că x pe lângă x plus 1 minus 6 pe lângă x plus 1. Minus x pe lângă... x plus 1. Și minus 6 pe lângă... x plus 1. Nu. Că dacă scoți pe minus 6 pe lângă x minus 1. Uite aici pe program Ade să sare tu în sus. Ea a zis minus 6 pe lângă x plus 1. Tu trebuie să observi repede. Nu pe lângă x plus 1, ci pe lângă x minus 1, că am scos pe minus 6 factor și atunci plus 6 s-a transformat în minus 6. Deci, când unul din voi pleacă la lucru, celălalt rămâne foarte atent și dacă o greșeală o găsești, imediat intervine. Asta înseamnă să fii în priză. Nu eu trebuie să fac asta. Și dacă așa stau lucrurile când dă pe x în factor, ai și x pe lângă x plus 1, nu mai este data viitoare încă o dată în factor, nu-i bună descompunerea. Deci, ideea cu minus 5x scris ca fi minus 6x plus x, nu ne mulțumește. Altceva. Nu minus 6x plus x. Să mai insistăm acolo, altfel. Deci nu minus 6x plus x. Miruna a avut o speranță când s-a gândit la minus 6x plus x. S-a sperat că le grupează și ies același lucru încă o dată în factor. Deci construcția, să spunem, a ei a fost bună până într-un loc. Dar n-a ținut până la capăt. Ca să scriem ca minus 2 și minus 3 pe minus 5. Ia să vedem. Ia să vedem ideea asta. Deci pe x pătrat
minus 2x minus 3x plus 6. Egal cu? Minus 2x minus 3x plus 6. Și egal cu? Și acum, Miruna, ce să fac? Mie ții 3x minus 2 minus 3 pe lângă... Deci pe ăștia 2 se grupez, da? Deci egal cu x pe lângă x minus 2. Și aici ce se fac? Minus 3 spus. Pe lângă x minus 2. Pe lângă x minus 2, că minus 3 pe lângă x minus 2. Și egal mai departe cu? Și egal cu x minus 3 pe lângă x minus 2. Deci, nu, x minus 2 scoatem în factor comun, ca să zic, da? Factorul. Deci x minus 2. Și acum ce rămâne în paranteză? Pui, din primul mi-a rămas x și din cealaltul mi-a rămas minus 3. Și iată descompunerea formidabilă. Am reușit să transformă în produs de factori. Dacă, vedeți, aici a fost atonări, a fost atonări făcute în fel și chip până când ne-am prins. E mai mult decât nimic, doamnă profesor. Sigur că da. Nu știu să fac. Păi acela abandon înseamnă. Acela când zici nu știu să fac, înseamnă că te-ai dus dincolo și gata, ai intrat la umbră. Deci, atenție mult, încercările tocmai de aceea, eu am mers pe mâna, voastră. N-am forțat deloc nota. Ce am zis, și așa, și așa. Hai să încercăm, hai să vedem. Până când am nimerit. Vreau să vă mai spun că la aceeași lucru ajungeați dacă rezolvați ecuația de gradul 2. Deci luați pe asta egal cu 0. Găsați aici x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Am mai făcut-o. Și atunci ideea se descompune x pe lângă prima rădăcină, x minus 2, pe lângă x minus a doua rădăcină. Deci, găsirea rădăcinilor te salvează. Că-ți dă descompunerea, deci, așa. Deci, ax pătrat, hai să scrieți asta, ax pătrat plus bx plus c. Se scrie când știu rădăcine, când am baftă să le găsesc reale, a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. A-ul. A-ul ăsta, deci, trebuie pus. A pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Este spectaculos. Această relație trebuie știută și o putem dovedi că așa este. Nu încape discuții dacă mulțesc aici. A-ul, de ce nu l-am mai pus aici? Era unul, da. Unul, n-avea nicio rost. Da? Da? A pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Deci ax pătrat plus bx plus c egal cu a pe lângă x minus x1, la fel scrie și ai scris-o, da? Decât să bâșbui așa, tot felul de încercări, mai bine ai rezolvat repede și te duci pe punct ochit, punct lovit. Te duci pe delta repede faci. Delta, cu regăsire de rădăcine. Concret, o să vă fac... Și gata, descompunerea este imediat. Da? Da, sau așa câte... Nu așa. A pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. X minus x1, x minus una din rădăcini, minus, pe lângă x minus cea de-a doua rădăcină. Super, asta e super. Da? Deci nu mai pierzi mult timp. Sigur. Nu uitați de like și share. Sigur. Să nu uite prietenii noștri. Că ce le-am dat acum este foarte folositor pentru scrierea... Viitor. Da? Pentru scrierea ca un produs de factori. Și este folositor chiar aici, acum. Ce m-aș face acum? Aici. Trebuie neapărat să scrie supra, ia zi, da, azi. 3 supra? 3 supra? Deci... x minus 2 pe lângă x minus 3? Hai, măi, bun. Hai. Așa, 3 supra x minus 2. X minus 2. Pe lângă x minus 3. Plus 1 supra x minus 3 tot la pătrat. X minus 3 tot la pătrat. Așa. Și de aici amplificăm aici cu ce trebuie. Ține-mi dacă ai o problemă. Dacă, uite, eu mă conving acum. Mai dau o expresie. A venit Adrian, dar Adrian ia loc și... Andrei ia loc și dată ne ducem cu la el. E de x egal cu 1 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus 1 supra x pătrat minus 4x plus 3 și plus 1 supra, pun 1 aici ca să fie acolo fracție, la numitor eu urmăresc lucrul, x pătrat minus 8x plus 16. Egal cu.
Nu, nu, x pătrat minus 6x plus 9. 9. Da. Egal cu 1 supra x minus 1 la a doua. Deci 1 supra x minus 1 totul la a doua. 1 supra x minus 1 totul la a doua. Plus 1 supra... 1 supra x la a doua minus 4x plus 3. Lași așa deocamdată, 4. Nu? X pătrat minus 4x plus 3. Nu vezi deocamdată mare lucru acolo. Și plus 1 supra... 1 supra x minus 3 totul la a doua. X minus 3 tot la a doua. Și așa cum vezi tu aici, pentru ca să poți aduna la, să aduci la același viitor, visez. Ce bine ar fi ca și ăsta să scrie X minus 1 pentru că X minus 3. Mm-hmm. Ce bine ar fi. Ți-ar place. 1 și 3 ar fi. Dacă le mulțim, așa dă. Așa dă. Bine. Dar acum, acum hai să vedem aici. Să folosim formula de acolo. Mm-hmm. Deci rezolvăm ecuația X pătrat minus 4X plus 3 egal cu 0. Găsim rădăcină x1, vorbește x1, 2 egal cu... 2 egal cu... Minus b. Minus b, adică 4. Da? 4, că e minus minus 4. Nu l-am făcut, plus, delta. Plus minus radical, delta. Facem deodată. Îl facem deodată. Plus minus radical din b pătrat, 16. Da? Minus 4 a ce? 4 ori 1 ori 3, minus 12. Să știți că de la un loc acolo nu trebuie făcut delta de o parte și nu știu ce. Se face în alte lucrare. Da. În lucru acolo. Păi e nici formula la delta, încă nu știu. Da. Dacă îl facem acolo, înseamnă că o repetăm. X1 egal cu... Supra de 2 ori A, 2 ori 1, 2. Și egal cu 4, 4 plus minus 2 supra 2. Și egal cu 6 de 2. 3. Și egal cu... Deci X1 e 3. Și egal cu 1. Și X2 egal cu 1. Excelent. Și cum ai primit, am visat? Atunci, x pătrat minus 4x plus 3 se scrie ca fiind x minus 3 pe lângă x minus 1, da? Și totul este, nu? Perfect. Și ne aducem, iată cât de important, cât de important este să scriem ca un produs de factori. Nu poți să aduci la aceeași numitor decât dacă știi chestia asta. Și stop. Stop. Trebuia să spunem. Nu ne apucăm de treabă decât dacă punem condiția. Asta să nu fie cumva 0, nici asta să fie 0, să nu fie 0. Deci trebuia să spunem așa. Nu facem niciun pas decât dacă spunem x diferit de 1, x diferit de 3. Deci noi lucrăm în mulțumirea noastră reale, în afară de 1 și 3. Că atunci fracția nu există. Nu avem cu cine sta de vorbă. Nu există fracție. Vă dați la cap, măi copii. Da? Deci ce spuneți acolo? Spuneți ceva. Important. Când vedem fracții, important, când vedem fracții, ne asigurăm că acestea să existe. Ne asigurăm că acestea să existe. Împărțim numitorul diferit de 0. Deci când vedem fracții, ne asigurăm că acestea să existe, deci punem condiția numitorul diferit de 0. Dar n-are voie scrie numitorul 0. Și hai să-ți reprefacem și reprezentarea lecției, sinteza orei. Aș vrea să vă uitați pe la Prof Online și să vedeți pe pagina aceea de intrare acolo. Deci când intrați acolo, da. Sunt acolo toate alea cu discuția cu Cioloș, da, la care ați fost acolo și filmulețele. Și mai jos apare așa, în direcția lor apare, sau în grupa lor apare și așa. Tinerii au o șansă cu Prof Online la agricultură. Am văzut, da. Și vreau să vedeți filmulețul acela în care cu Roxana stau de vorbă. Asta. Este extraordinar. Vedeți, vreau să vedeți așa, să vedeți cam cum, cam care e realitatea și cum oamenii luptă din greu. Ați făcut sistemul... Așa, sunteți oare ce am făcut aici? Sistemul ca ortogonal. Mulțim de numere, că am vorbit așa. Corect. Mulțim de numere. Apoi am introdus mulțimea numerelor complexe. Da, da. Mulțimea numerelor complexe. Mm.
da? Funcționalele complexe. Și reprezentarea în plan, reprezentarea parea punctelor în plan. În plan. Adică perechile acelea, cum le zic, se înseamnă... Axa ișilor și tot. Așa ați făcut și astea, și am făcut aici scrierea unei expresii de gradul 2 ca un produs de factor, nu? Deci, să spunem, expresia y de x egal cu a x pătrat plus b x plus c egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Așa asta este ghezul problemei în momentul de față. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Nice, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa mă se face, prietenii noștri.